Deputatul independent Ștefan Alexandru Băișanu a declarat marți, după desemnarea lui Ludovic Orban pentru constituirea unui nou executiv, că este nevoie ca România să fie guvernată și a cerut liberalilor să înceapă cât mai repede negocierile pentru obținerea susținerii în Parlament pentru investirea noului guvern. Nu am votat alături de Partidul Social Democrat, am votat alături de principiile mele și anume, unul dintre ele este că România trebuie guvernată. Neapărat. Dacă a căzut acest guvern și domnul Ludovic Orban, am înțeles că a fost desemnat deja premier. E desemnat, da. El și cu cei care au dat postul guvern jos, trebuiau să știe că după ce dau guvernul jos, trebuie să aibă și voturi pentru a trece noul guvern. Bănuiesc că n-au mai ținut cont de asta, erau ca acei copii mici care strigau sus și tare când erau mici părinților să le cumpere chitară, chiar dacă după ce le cumpăra cineva chitară, nu mai o zdrângânea un sfert de oră și o aruncau. Rămân consecvent principiului meu că România trebuie guvernată, a spus deputatul sucevean, adăugând că cei care au dat jos guvernul PSD trebuie acum să renunțe la orgolii și să instaleze cât mai repede un alt guvern. Rămân consecvent principiilor mele că România trebuie guvernată și că orice minut în care lăsăm România un guvern ciopărțit de opoziție este o mare greșeală și cred că e normal ca opoziția să treacă cât mai repede pe de la negocieri, da? Împreună cu domnul Ludovic Orba, cu domnul Ponta, cu domnul Tăricianu. Și cu domnul Ponta. Deci pentru dumneavoastră cine negociază, domnul Băișanu? Adică pentru mine negociez eu. Întotdeauna am negociat eu, pentru că atâta vreme cât au negociat alții, m-am trezit fără capital la președinție, m-am trezit cu partidul dus spre nicăieri în brațele altui partid.